Noi suntem la malul mării de aproape o lună, dacă punem capul la cap toate săptămânile petrecute aici. Am început pe final de sezon, am început pe final. Într-un final de sezon am avut două săptămâni senzaționale de aici, de la Mera Hotels, de la Mera Onyx în Cap Aurora. Și uite că prietenii noștri ne-au promis că de avem grijă de toate, ne vom întoarce și în toamnă. Ne-am întors în toamnă și suntem în direct, chiar de nu credeți, până săptămâna viitoare, în ziua de vineri. Mihaela Surin este gazda noastră, directorul executiv de la Mera Hotel. Să rămână bună dimineața, Mihaela. Bună dimineața și bine ați revenit în locațiile noastre. Vă mulțumim că ne-ați primit. Mihaela este toată ziua ca o furnicuță pe aici. Ne întâlnim dimineața, la prânz, dar și seara. Acoperă toate hotelurile ce aparțin de acest lanț ce ne găzduiește și pe noi. Cumva întrebarea în turismul românesc și pentru noi a rămas aceeași. Cât durează sezonul estival? Înțeleg că la Mera Hotels lucrurile sunt un pic altfel. Da, din fericire sunt un pic altfel. Am deschis locațiile noastre în luna în mai și o să închidem locația Mera Onyx, cea în care ne aflăm, în luna octombrie. Asta pentru că aveți foarte mulți turiști, rezervările sunt făcute. Noi când am venit cu 2-3 zile am văzut un hotel plin. Da, în continuare gradul nostru de ocupare este de peste 90%. Putem să deschidem locațiile noastre în luna mai pentru că ne bucurăm de un centru de conferințe care ne ajută de fapt să organizăm evenimente corporate cu până la 900 de participanți. Și atunci luna mai este dedicată acestor evenimente corporate. La fel și după data de 15 septembrie ne dedicăm în special acestor evenimente corporate. Resortul Mera Hotels, toate hotelurile pe care le aveți în acest lanț au fost gândite cumva pentru familii, cu 1, 2, 3 sau chiar 4 copii. Am văzut, erau familii și numeroase. Au ce să facă, uite, într-o zi ploioasă de toamnă? Da, într-o zi ploioasă de toamnă continuăm cu activitățile noastre dedicate celor mici. Bineînțeles, sunt foarte mulți iubitori de o baie în piscină sau în mare chiar și în această zi cu puțin stropi, nu ne speriem de ei. Continuăm cu petrecerile noastre pe plajă, chiar diseară vă așteptăm la o petrecere frumoasă pe plaja Mera Onyx. Se pot uita, bineînțeles, și la un film. Avem și un centru pentru adolescenți cu mese de biliar, cu mese de ping-pong, cu PlayStation, că l-am auzit pe Dani că vrea să meargă în cameră, nu trebuie să meargă în cameră. Avem o zonă amenajată special pentru adolescenți cu Xbox-uri, PlayStation și alte jocuri. Am văzut că sunt zone și pentru cei mici atunci când plouă, sunt supravegheați fie de părinți, fie de personalul hotelului. Sunt lucruri de făcut. Sunt lucruri de făcut și într-o zi ca aceasta, dar repet, nu ne speriem de câțiva stropi de ploaie. Vacanța la mare este întotdeauna frumoasă, ceea ce spuneam mai devreme, chiar și în septembrie suntem vizitați de numeroase familii cu copii și de acești participanți la evenimente corporate care se bucură pe lângă facilitățile oferite de centrul nostru de conferințe, se bucură și de pachetul complet de servicii turistice. Deci putem spune că ei se bucură, participând la un eveniment corporate, se bucură și de o vacanță la mare. Da, cumva se îmbină de obicei lucrurile astea. Utilul cu plăcutul, ca exact, să folosim un clișeu. Știu că e devreme să tragem linie, suntem de-abia la început de septembrie. Cum a fost vara asta pentru voi cei de la Mera Hotels? A fost o vară frumoasă, o vară plină, vremea a ținut cu noi, avem foarte multe motive să spunem că turiștii noștri au plecat fericiți din locațiile noastre, mulțumiți de serviciile de calitate pe care le-au primit. Ne-am făcut foarte mulți prieteni, ne-am bucurat și de prezența voastră aici și de clienți care cu siguranță vor deveni oaspeți fideli în locațiile noastre. Și se vor întoarce iar și iar, cum se întoarce Daniel Iordăchioie la Marea Albastră. Mulțumim tare mult, Mihaela Surin este directorul executiv Mera Hotels, dar noi spunem prietena noastră Mihaela, pentru că ne ajută în orice problemă am avea, ba cu un sfat, ba cu munca celor de la Mera. Nu a existat ceva să cerem și să nu primim în locația asta. Mulțumim încă o dată tare mult. Cu drag, oricând. La Neața